venit să ne închinăm și să căderem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din mormânt. Pe noi ce-ți cântăm, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Și ne auzi pe noi. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte, sfinte tare, Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte, for de moarte, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Miluiește-ne pe noi, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, făr de moarte, miluiește-ne pe
Aminte! Pace tuturor! Și Duhului tău! Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Aduceți Domnului Fia lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste. Înțelepciune din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Citire. Să luăm aminte. Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii. Desfințând vrăjmășia în trupul său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca într-o sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om și să întemeieze pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce omorând prin ea vrășmășia. Și venind a binevestit pace vouă celor de departe și pace celor de aproape, și prin el avem și unii și alții apropierea către Tatăl într-un Duh. Deci dar nu mai sunteți străini, ci locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici al lui Dumnezeu. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului, Hristos. Pentru el orice zidire bine alcătuită crește să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Srăvitului și întru tot lăudatul Evanghelist Luca să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, preplinirea Evangheliei iubitului său Fiu a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru un alt preasfințite Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fică
ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de pala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascuns, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, a spus, de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el decât numai pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Slavă ție, Doamne, slavă ție, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem. Doamne miluiește! Doamne Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește!